Fundația comunitară Covasna va distribui începând din luna aprilie peste 1500 de puieți de pomi fructiferi autohtoni localităților din județ, în cadrul programului Un copac pentru generația următoare. Programul lansat în anul 2015 are ca scop revitalizarea livezilor și a soiurilor autohtone aflate pe cale de dispariție și promovarea unei atitudini responsabile față de natură. Fundația a finalizat anul acesta achiziționarea unui teren de aproximativ o jumătate de hectar la Valea Crișului, unde va amenaja o pepinieră și de unde va distribui anual pomi fructiferi localităților din județul Covasna, scrie mesagerul de covasna.ro. Proiectul nostru vizează și un fel de reîntoarcere la tradiții și promovarea unei alimentații sănătoase, dar și responsabilizarea oamenilor cu privire la protejarea naturii și a mediului înconjurător. Pentru că dacă un om se ocupă cu plantarea, se gândește la viitor, nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Sunt foarte multe componente pozitive care, odată cu derularea programului, se promovează în rândul comunității, a declarat directorul executiv al fundației. Fundația comunitară Covasna a fost înființată la inițiativa unor întreprinzători locali și reprezentanți ai unor organizații civile din fonduri private în scopul de a dezvolta comunitatea locală.